Constantin Anghelache s-a născut la București pe 1 mai 1920. A evoluat ca fotbalist pe postul de mijlocaș la Unirea Tricolor în perioada 1934-1947, câștigând un titlu de campion și fiind și finalist al Cupei României. Doi ani mai târziu, după retragerea din cariera de fotbalist, Anghelache avea să fie arestat pe motive politice, considerat fiind un opozant al regimului comunist. În 1951 a fost eliberat, continuând munca de antrenor și profesor de sport. Sunteți unul dintre cei mai mari antrenori. Da. Unul dintre cei mai mari antrenori ai fotbalului românesc. Da. Și acest lucru nu poate decât să ne bucure, mai ales că sunteți un model. Anghelache a lucrat în Bacău și la Câmpina până în 58, când a fost înlăturat din corpul antrenorilor, tot din motive politice. A activat totuși neoficial pentru a-și câștiga existența la Dinamo Bacău, Poiana Câmpina și Tractorul Brașov. Onoarea, să știți că e de partea mea. Și de ce spun nu, acest? Nu e de partea dumneavoastră. Dumneavoastră onorați Federația de Fotbal în totalitate. Odată cu înființarea Liceului de Fotbal din Bacău, în anul 1970 a intrat în legalitate, iar timp de 5 ani a activat în cadrul instituției băcăoane, ajutând la lansarea numeroși fotbaliști descoperiți și șlefuiți de el, printre care Mircea Nedelcu, Sorin Avram, Ion Zdrobiș, Lovin Tache și Doru Botez. Pentru mine e un moment de maximă onoare și responsabilitate totodată. Da. E primul meu drum pe care îl fac la Bacău, da. Ce am câștigat alegerile. Da. Pentru mine Bacău înseamnă și acasă. Noi cei care suntem aici ar trebui să conștientizăm și să fim mândri de acest lucru, că l-am avut în orașul nostru și că l-avem în continuare alături de noi pe domnul Anghelache, care, după cum vă spuneam și înainte, este un adevărat model pentru vocația dumnealui și pentru dârzenia cu care și-a asumat această vocație. Președintele Federației Române de Fotbal a avut un alt program, dar l-a lăsat pe plan secund pentru a veni în Bacău să-i acorde diploma, medalia de membru de onoare FRF, dar și 800 de lei, reprezentând renta viageră pe care o va primi lunar. Am vrut să onorez fotbalul și cu prezența mea astăzi aici, acesta practic este și mesajul meu, să onorez fotbalul, tocmai transmițând un mesaj prin prezența mea astăzi aici, de o legătură puternică. Pe de o parte, între un trecut, așa cum l-ați reprezentat dumneavoastră, un trecut măreț, și un viitor al fotbalului românesc mai bun, așa practic cum îmi doresc eu să-l pot produce. A fost de altfel și prima semnătură a lui Răzvan Burleanu pe un document oficial de când a câștigat alegerile în fruntea fotbalului românesc. După cum vedeți, încă din data din 5 martie. Da. Constantin Anghelache a devenit membru de onoare al Federației Române de Fotbal în 1995.